Doi, cu doamna Dăncilă, care e cu mine, adică doamna Dăncilă nu poate stârni ură, da? Corect. Singura candidată care poate să-l radă pe Iohannis e ea. De ce ziceți asta, maestru? Imaginați-vă o dialog între Claus Iohannis, care va veni. Cum vine Claus? Aia spune noastră. Mare, arogant. Arogant, triumfător, așa? Nu, arogant, așa. Arogant. Și ea. O vedeți pe ea, spunea, domnul președinte, cu tare și cu tare noastră, noi vrem pace și noi cu tare și cu tare. Cred, după părerea mea, după Dragnea, al doilea om care poate fi împachetat de doamna Dăncilă este Claus Iohannis, pentru că este orgolios. Nu că nu. Adică toate comportamentele... Deci, spuneți că există șanse... Slăbiciunea uriașă a domnului Claus Iohannis este vanitatea nemăsurată. Pe care Dăncilă nu o are. Nu, care nu are și care bănuiesc că și sună. Domn președinte, ce mai faceți? E frumos... Cum ați ajuns? Deci, firescul, ca să zic așa, Viorica-i Dăncilă, va bate aroganța lui Claus Iohannis. Da, are ceva care îl bate. Nu, dacă, adică, și profilul ei. Vom avea, după părerea mea, nu trebuie să avem, nu știu, zic eu, un candidat agresiv cu el. Nu dacă, adică ca un candidat opus. Deci, studiile sociologice arată că domnul Claus Iohannis stârnește ură prin aroganță.